în conformitate cu dispoziția articolului 133 alineatul 1 litera A, articolul 134 alineatul 1 litera A, articolul 96 alineatul 1 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului 57/19 și a dispoziției primarului comunal la numărul 8 din 19/2022, a fost invitat să participe la ședința plenară de astăzi. Deci cei 11 consilieri locali care sunt locali sunt prezenți toți. Deci ședința este statutară. Având în vedere articolul 138 alineatul 15 din ordonanța 57/2019, propun spre aprobare procedurile verbale chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abținerea? Procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Faci cu doamna directorul Sindicatului alături de noi. Acum dau cuvântul doamnei președinte pentru conducerea votărilor. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru agenții economici și persoane juridice, începând cu 1 ianuarie 2022. Inițiator, primar Victor Decolo. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează cele trei comisii. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectiv de investiție, construire podest PDC 182A în Comuna Ardioan, județul Bacău. Inițiator, primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este soțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează, comisia 1. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectiv de investiție, construirea podeț în sat Ardeoan, pe strada Mejenărești, punctul Anastasie Iulian, numărul 20, în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator, primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul Departamentului de Specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează. Comisia 1. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea de către Consiliul Local al Comunei Ardeoan, a doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Ardeoan. Inițiator, primar Victor Decon. Proiectul de hotărâre este soțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează. Comisia numărul 2. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz și servitute către SC Delgaz Grid S.A. a unei suprafețe totale de 1,00 m² teren domeniul public în vederea realizării lucrării înlocuirea stâlp SE 4, exemplu numărul 106, cu un stâlp nou proiectat SE10 din circuitul numărul 1 PTA numărul 2 Ardeoan. Inițiator primar Victor Deacon. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul Departamentului de Specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează, comisia numărul 2. 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Comuna Ardeoan a unui imobil înscris în CF numărul 61074 al Comunei Ardeoan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul Departamentului de Specialitate și referatul de aprobare al primarului, comisia care avizează, cele trei comisii. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare pentru reabilitarea 8,6 km de drumuri comunale și locale rămase de modernizat, asfaltat. Neprinse în lista investițiilor prin CNE1 și CNE2. Inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este soțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează. Comisia numărul 1. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe locale a membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență, a membrilor Centrului Operativ cu Activitate Temporară. Inițiator primar Victor Deacon. Proiect de hotărâre este însoțit de raport cu compartimentul de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisie care avizează. Cele trei comisii. Și nouă diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre de introduc pe ordinea de zi. Nu. Supun spre aprobare ordinea de zi în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva.
Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru agenții economici, persoane juridice, începând cu 1 ianuarie 2022. Comisia numărul 1. Domnul Moise Cosmin. Avis favorabil. Comisia numărul 2. Domnul Macadam Dogan. Avis favorabil. Comisia numărul 3. Domnul Popa Gheorghe. Avis favorabil. Nu mai exact. Da, s-a discutat. Supun la vot proiect de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dar se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectiv de investire, construirea podes pe DC 182A în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Comisia numărul 1. Domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Nu mai este nevoie de procesul discutat. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct de ordine a zilei, numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic și a devizului general pentru obiectiv de investire și construire podeț în sat Ardeoan, pe strada Bezenerești, punctul Nastase Iulian, numărul 20, în Comuna Ardeoan, județul Bacău. Comisia numărul 1. Domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Nu mai este nevoie de unul s-a discutat. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi, numărul 4. Proiect de hotărâre privind desemnat de către Consiliul Local al Comunei Ardeoan, la doi consilieri locali care vor avea calitate de evaluator în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale de Secretarul General al Comunei Ardeoan. Comisia numărul 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Dau propunerea. Da. Propun pe domnul Diaconul Constantin și doamna Alipe Gabriela. Da. Cine este? Exact, de propunere. Dacă se propune? Să fac alte, da. Da. Supun la vot proiect de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. 5. Proiect de hotărâre numărul 6 din 17.1.2020 privind aprobarea dreptului de urși se pute către SC Delgaz Grides a unei cafețe totale de 1,00 m pătrați teren domeniul public în vederea realizării lucrării înlocuirii stâlp S4, exemplu numărul 106, cu un stâlp nou proiect S10 din circuitul numărul 1, PTA numărul 2, Ardeoan. Aviz Comisia numărul 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Deci, nu trebuie să mă dăm. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentat de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se atinge cineva. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. 6. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Comuna Ardeoan a unui imobil înscris în CFR numărul 61074 al Comunei Ardeoan, județul Bacău. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Popa Gheorghe. Aviz favorabil. Supun la vot proiect de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării fondurilor necesare pentru reabilitarea 8,6 km de drumuri comunale și locale rămase nemodernizate, asfaltat, neprinse în lista investițiilor prin CNI 1 și CNI 2. Comisia numărul 1, domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la ultimul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata unor impozite și taxe locale a membrilor Comitetului Local pentru situații de urgență, a membrilor Cercului Operativ cu activitate temporară. Comisia numărul 1. Domnul Moise Cosmin. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Domnul Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Domnul Popa Gheorghe. Aviz favorabil. Dacă cineva la divers, dacă cineva vrea să se scrie la cuvânt.
Da. Deci cine este pentru? Cine este împotrivă? Acceptă-ne cineva. Fiind depozitate toate problemele în ordinea de zi, declară închisă lucrările ședinței.